Încoronat la doar 14 ani, a fost unul dintre cei mai longevivi monarhi englezi. Autodeclarându-se rege francez, a declanșat ceea ce a rămas în istorie ca fiind războiul de 100 de ani. Cu Scoția a fost mai blând, deși o cucerise. Filozoful politic florentin a fost preocupat de găsirea celor mai eficiente principii de guvernare. Cum acestea nu au nimic de a face cu morala, numele său a devenit sinonim cu tot ce-i mai rău. Știa că un lider trebuie să fie deopotrivă temut și iubit, dar, cum este aproape imposibil, preferabilă rămâne prima alegere. Bătrân bolnav, plângând ușor, savantul florentin s-a dezis în fața tribunalului Inchiziției de teoria heliocentrică. Scăpat de arderea pe rug, erezia i-a fost prescrisă abia în 1992. Până la urmă, toți oamenii care gândesc sunt atei, cum spunea Hemingway. Marșul revoluționarilor români din Transilvania a devenit, după un secol și jumătate, imnul național al României. Interesant e că și Ceaușescu, în ultimii ani ai săi, cita din versurile lui Mureșanu. Reținuse finalul: murim mai bine în luptă cu glorie deplină decât să fim sclavi iarăși în vechiul nostru pământ. Dacă în analiza matematică micimea e reprezentată de epsilon, doar generic, în domeniul radiațiilor optice din fizică, lungimea transpusă în varianta zecimală cu 9 zerouri după virgulă se traduce în numele suedezului. Nu întâmplător, pentru că el a calculat primul lungim de undă de acest ordin. Existențialistul francez a cochetat cu doctrina comunistă, de care s-a distanțat în două reprize, determinate de revoltele din Ungaria, respectiv Ceoslovacia. A fost supravegheat ani de zile de serviciile secrete franceze, iar în 1964 a refuzat premiul Nobel pentru literatură pe motiv că niciun om nu merită să fie consacrat din timpul vieții. C'est une banalité, mais une vérité de dire qu'elle comporte un danger nucléaire certain, un danger de guerre générale et nucléaire certain. Intrat în 1948 în trupa teatrului Constantin Tănase, actorul născut pentru comedie a rămas fidel scenei pe care s-a consacrat. Mimica și gestica sa l-au recomandat în distribuția a numeroase filme de comedie românești. Și acum îmi spune major. Și de vârstă. Da. Ce ai făcut dumneavoastră? Ce-am făcut sau ce fac? Nu, ce ai făcut. Dar mai știu ce prostie am făcut. Ai dezertat. Da. A fost condamnat la moarte. La moarte. Talentatul orator a reprezentat România în negocierile de după războaiele balcanice și primul război mondial. Călătoria din Italia din vara anului 1922 a fost fatală, el îmbolnăvindu-se de febră tifoidă și murind la Roma. Și-a publicat primul roman pe când avea 18 ani, sub un pseudonim preluat din opera lui Marcel Proust. A fost ea însă și ca un personaj de roman, viața personală fiind agitată, plină de excese care i-au afectat și sănătatea. Totuși, vă place Brahms? Regizorul român a debutat la Piatra Neamț, unde s-a remarcat prin montarea piesei unui anonim englez din secolul al XVI-lea. La 28 de ani a plecat la New York, beneficiind de o bursă Ford. După Revoluție a condus timp de 3 ani Teatrul Național din București. Bolile de care suferă personajele cehoviene sunt diagnosticate cu o precizie uluitoare de către doctorul Cehov. O boală ciudată se numește boala lui mâine. De mâine încep să trăiesc. Nu azi, mâine. Azi o iau ușor, mă complac în lene, în văicăreală, în tristețe, în mila de mine, în frustrare, în indiferență. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.